Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit în emisiunea Prin Plan. Sunt Isabela Neagu și în această săptămână revine în atenția noastră orașul Câmpina și, după cum este și normal, îl avem invitat alături de noi pe domnul primar Horia Tiseanu. Bună seara și bine ați revenit alături de noi. Bună seara. Avem lucruri importante pe care trebuie să le anunțăm locuitorilor orașului Câmpina și nu aș vrea să mai întârzi foarte mult momentul în care vom și începe să vorbim despre acestea. Și ca prim subiect de discuție aș vrea să abordăm puțin investițiile, capitolul investiții și să ne spuneți dumneavoastră mai multe despre tot ceea ce au însemnat investițiile din ultima perioadă. Investițiile constituie, cred eu, cheia de boltă a bugetului fiecărui an, pentru că, de fapt, înseamnă dezvoltarea municipiului Câmpina și a altor localități. Pe lista de investiții, noi avem de obicei lucrări în continuare, pe care le-am început anul trecut, sau chiar în anii trecuți, dacă e cazul, dar și lucrări noi, și propuneri de studii și așa mai departe. Aș vrea să încep direct cu niște cofinanțări pe care le-am trecut pe lista de investiții pentru niște proiecte cu fonduri europene pe care intenționăm să le câștigăm. Am depus cereri de finanțare pentru restaurarea și valorificarea durabilă, așa e textul, a patrimoniului cultural, al obiectivului de patrimoniu Muzeul Memorial BPHD. Deci vrem să renovăm Muzeul BPHD, să-l aducem la stadiul de, dacă nu suntem prea îndrăznești, cel mai modern muzeu din România, cu fonduri europene. Apoi, actualizarea documentației pentru creșterea eficienței energetice a Spitalului Municipal Câmpina. Am vrut să facem această lucrare de mai multă vreme. Avem un studiu de fezabilitate care n-a fost utilizat pentru că valoarea era foarte mare. Din moment ce acum avem această axă, noi exploatăm orice fel de posibilitate de finanțare cu fonduri din exterior, adică europene în acest caz. De asemenea, tot pe această axă de finanțare a programului operațional regional, mergem cu creșterea eficienței energetice a Colegiului Tehnic Dr. Istrati. Toate liceele au nevoie de o izolare termică, astfel încât consumul de gaze să fie mai mic și, bineînțeles, să oferim și condiții superioare profesorilor și elevilor în procesul de învățământ. Mai ales că vine și o perioadă propicioasă unor astfel de lucrări. Perioada de vară în care... Da, în care se poate lucra. Bine, fac o paranteză, creșterea eficienței energetice nu înseamnă doar că pui polistiren pe pereții clădirii. Înseamnă că dacă e nevoie, poți să schimbi toată instalația de încălzire și să fii cu o instalație nouă, performantă, cu o centrală cu randament mare. Se pot schimba și trebuie de obicei schimbate toate ferestrele, ușile, astfel încât să fie montată tâmpărie cu 6 camere, cu 7 camere de ultimă oră, care izolează foarte bine termic zona respectivă, se izolează plafonul clădirii și subsolul clădirii, astfel încât nici pe verticală să nu avem pierdere de energie. Adică, în total general, clădirea să fie închisă ca o capsulă, bineînțeles cu aerisir ca să nu se creeze egrasie, astfel încât să putem avea economie de energie cât mai bună. Trecând la alte lucrări pe care le realizăm din fonduri proprii, mergem către reabilitarea termică a blocurilor de locuințe, o lucrare pentru care noi am prevăzut o finanțare de 500.000 de lei, dar așteptăm fonduri de la Guvernul României pentru că este o lucrare pe care o dorim de multă vreme spre a fi realizată și sperăm ca în acest an să primim fonduri de la Guvern. Mai este o lucrare legată de reabilitarea termică a unor blocuri de locuințe care se numește creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Câmpina. De fapt, este tot o lucrare cu fonduri europene pentru care am depus cerere de finanțare. Din păcate, dintre blocurile pe care le-am ales noi, 7 blocuri sau 8 blocuri, un singur locatar într-un singur bloc au dorit să dea acest acord pentru reabilitarea termică a blocului. Este păcat pentru că sunt fonduri europene, locuitorii
din aceste blocuri nu vor plăti deloc sau vor plăti și foarte foarte puțin. Știm foarte bine că este o problemă pe care noi am mai abordat-o și cu altă exact. Ocazie în întâlnirile noastre pe care le-am avut, făcând da. Referire în mod special da. În tot ceea ce privește această situație în care locatarii nu au decât să beneficieze să dorească să beneficieze exact. De fonduri europene. Exact. Și cu toate astea, doar blocul 12 de pe strada Victoriei a dorit să facă acest lucru. Sperăm că va fi un exemplu și dacă vor mai fi și alte sesiuni de depunere de proiecte, poate alte blocuri vor dori ulterior să le izolăm termic cu fonduri europene. Amenajarea terenului multifuncțional de pe strada din cartierul Hernia este pe cale de a fi finalizată. Mai trebuie aștenut stratul de tartan, de stratul de joc, după care se vor monta porțile, coșurile de basket și iată, terenul va fi disponibil, fiind administrat de către Clubul Sportiv Câmpina, care acum administrează și bazinul de not didactic. Reparații capitale la căminul energetic de pe strada locotenent Oprescu Adrian trebuie făcute neapărat în acest an. Țin foarte mult la acest proiect, care a fost amânat de 2 ani de zile, dintr-o neglijență, nu a mea și nu a noastră, a unei persoane care nu mai lucrează la primărie acum. Sper că în această toamnă vom avea 28 de locuințe pe care să le oferim persoanelor care nu au bani să-și cumpere, nici nu au bani să plătească locuința în rate, și care vor găsi o locuință cu chirie acceptabilă sau, dacă nu pot să zic, chiar modernă. Pentru că vom avea acolo 24 de garsoniere și 4 apartamente cu câte 2 camere. Extinderea cimitirului uman Băbâlna, așa am numit noi o lucrare, dar de fapt extinderea cimitirului s-a făcut deja cu o mică parcelă aflată lângă cimitirul eroilor. A fost nevoie de această extindere a cimitirului pentru că cel de pe strada Bogdan Vasile se finalizase ca număr de locuri de înhumare și până când s-a deschis cimitirul uman Lumina, până când am reușit să creăm o parcelă, să o izolăm și deja să fie disponibilă, s-a înhumat în această mică suprafață de teren de pe strada Bobâlna, cimitirul de pe strada Bobâlna. Lucrarea, de fapt, înseamnă renovarea capelei cimitirului de pe strada Băbâlna, care este foarte veche, are un stil frumos așa arhitectonic, dar este vai de ea, adică s-a deteriorat foarte tare și trebuie renovată cu o sumă de 150.000 de lei. Sperăm să ajungă această sumă pentru renovarea capelei, care nu este foarte mare și nu are foarte multe utilități sau alte posibilități de a cheltui bani la renovare. Reabilitarea parcului situat pe Bulevardul Carol I la Soldat este o lucrare la care țin foarte mult și sper sau sunt convins că în acest an va fi realizată, astfel încât încheiem în acest an cu toate pasajele pietonale din municipiul Câmpina, plecând de la, eu știu, de la pasajul de la Ceas, Milia și trecând către acest pasaj de la Soldat. Combaterea alunecării de teren pe strada Plevnei. De fapt, așa este numită lucrarea, dar s-a început combaterea lucrărilor de teren pe Aleea Păcii și Aleea Sulfinei. Sunt două alei care sunt racordate în strada Plevnei. Din păcate, nu avem bani să realizăm lucrarea pe strada Plevnei, pentru că ea costă foarte mult, având în vedere că pe aceste două alei mici, lucrarea costă 865.000 de lei. Pentru cei care doresc să vadă o lucrare de arhitectură, aceste lucrări se numesc lucrări de artă, așa le numesc arhitecții, vor vedea o lucrare interesantă, pentru că pe tot parcursul acestei alei se introduc niște țevi de oțel, foarte dese, după care deasupra se creează un fel de armătură, țevile se leagă între ele prin așezarea unor armături între ele și turnarea unui zid de beton, astfel încât strada la final va fi consolidată de această construcție. Și sperăm să nu mai alunece și să nu se mai deplaseze carosabilul așa cum s-a întâmplat până acum, pe verticală, având în vedere că acolo avem sare în subteran. Rămâne strada Plevnei, pentru care nu avem bani, care ar costa poate, 2 milioane, 3 milioane de lei, pe care nu-i avem,
și poate găsim, de ce nu, un program cu fonduri europene pentru așa ceva. Deocamdată nu cred că va apărea, din câte cunoaștem noi, dar nu este exclus ca în legătură cu protecția mediului să mai apară programe noi. Și chiar ne dorim acest lucru. Un skatepark dorim să realizăm pe Bulevardul Culturii, pe acea pantă care are deja niște locuri de odihnă și niște locuri de joacă pentru copii. Va exista și acest skatepark realizat la dorința unor tineri din Câmpina care merg cu role, merg cu planșe, loc de agrement. Poate chiar cu biciclete și care vor să-și dovedească măiestria pe o pistă special construită cu diferite tipuri de obstacole. Și care să le asigure probabil și protecția necesară, pentru că sunt, într-adevăr, da, destul de riscante aceste... Bine, protecția se realizează prin suprafața exact. Care va exista în jurul acestor obstacole. Protecția ar trebui să se realizeze și prin purtarea de către categoric, dar cu atât mai mult e importantă și suprafața. Potiere, alte obiecte de protecție la încheieturi și chiar cu o cască, de fapt, ar trebui să fie obligatoriu. Pe lângă protecția personală, e bine să fie și terenul în așa fel încât să fie corespunzător cu aceste condiții și de ce nu sunt importante și aceste locuri de petrecere a timpului liber, având în vedere că ușor, ușor ne apropiem de vară și timpul de afară ne îndeamnă să petrecem cât mai mult timp. Chiar dacă sunt lipsit de modestie, pot să spun că această lucrare am propus-o mergând într-o zi la Căminul Petrol, găsind acolo doi tineri care învățau probabil la liceu. Cu role, care erau foarte supărați, sau cu skateboard, care erau foarte supărați pentru că în centrul orașului nu-i lasă cetățenii din fața cofetăriei de vis-a-vis de Emilia să sară peste scările de acolo pentru că provoacă mult zgomot și găsiseră acolo la Căminul Petrol o zonă unde puteau ei să facă cât de cât așa niște încercări de sărituri. Din păcate acolo nu prea sunt scări foarte înalte. Și acolo a venit poliția locală și a gonit și a spus că strică tocmai de aceea pavajul. E bine să aibă spațiul lor special amenajat. Și mergând într-o seară ca să văd ce se întâmplă cu niște aparatură pe care o depozitasem noi temporar atunci când am reabilitat, când am modernizat policlinica, era chiar acolo, dar lumea bine că n-a știut că avem acolo un computer tomograf, a fost găzduit acolo. Bine, a fost și păzit, dar are o valoare mare. Foarte mare și mergând acolo am întâlnit cu acești tineri și m-au rugat să realizăm o pistă și pentru ei, astfel încât și ei cu sportul lor să se poată petrece timpul liber. Exact. Și mi se pare foarte important că tinerii să-și petreacă timpul liber în acest fel, făcând sport, cu bicicletă, cu skateboard, cu role, cu în orice fel, în loc să stea prin baruri, să fumeze și să bea alcool. Categoric. Pentru că am mai avut și observații legătură cu acest skatepark în sensul că nu e foarte interesant și că nu înțelege nimeni sau nu înțelegea cineva de ce l-am propus. Pentru tinerii care doresc să facă acest sport. Și cu siguranță dacă au spațiul necesar, se vor mai găsi și alții astfel de tineri care să practice acest sport. Tot în legătură cu sportul, am trecut o sumă mică de bani pentru amenajarea terenului de sport de la grădinița numărul 5. În cartierul Slobozia nu există un teren al primăriei de sport și dacă amenajăm în curtea acestei grădințe un teren multifuncțional la care să aibă acces toți tinerii din cartier, ca și copiii de la grădință dimineața, ca și copiii de la Casa Speranței care stau într-o clădire alăturată, înseamnă că am făcut ceva pentru acești copii care și ei vor face sport și vor avea unde să practice în condiții civilizate. Adică mini fotbal, basket, volei, handbal și așa mai departe. Și chiar tenis. Trecând la capitolul pe care le avem, vă spuneam că avem lucrări în continuare, lucrări noi. Alte cheltuieli. Când zicem alte cheltuieli, e vorba de studii și tot felul de alte documente necesare unei viitoare lucrări de investiții. Spun acest lucru pentru că aici am trecut expertize blocuri avariate de cutremure. Sunt multe blocuri în Câmpina care nu au fost expertizate. Au fost expertizate doar blocul A6, blocul 6, 8 și 10
de pe strada Mihai Eminescu și blocurile, dacă nu mă înșel, la 37, 38 până la 40 de pe strada Orizontului, dar mai avem 4 P-uri, pe 1, pe 2, pe 3, pe 4, mai avem blocuri cu 10 etaje pe strada Tudor Vladimirescu, mai avem blocuri cu 4 etaje cu o mare vechime pe strada BPHD-ul, undeva la intersecția străzii cu Calea Doftanei și alte blocuri care trebuie expertizate. Vrem să expertizăm cât mai multe în ideea că vom găsi, până la urmă, niște doritori de a le consolida blocurile cu fondurile guvernului. Iar aici avem o mare problemă. Este poate o neîncredere a cetățenilor în posibilitatea de a consolida blocuri, dar este păcat pentru că această consolidare se va face cu banii guvernului, iar marea majoritate a locuitorilor nu va plăti nimic, pentru că va plăti doar cine are venitul pe membru de familie peste venitul mediu pe economie. Adică cine are peste 2100 de lei pe membru de familie. Ori dacă acolo stau foarte mulți pensionari, cu siguranță nu trebuie să plătească nimic. Cu toate astea, nu se dorește. Sper să găsim până la urmă un bloc care să dorească, pentru că am trecut prin blocul A6, scara AB și scara CD, care au refuzat. Blocul 8, către care ne îndreptam noi, 6, 8 și 10 de pe Mihai Eminescu, a trimis scrisoare că nu dorește, sau locatarii nu doresc să reconsolidăm blocul. Mergem mai departe, blocul 6 și 10 de pe Eminescu, mergem către Orizontul, să vedem care bloc sparge care... gheața. Exact. Pentru că noi am construit un bloc de necesitate care stă gol, care să-i găzduiască pe aceste familii. Și iată că, din păcate, de adevăr, cum spuneți dumneavoastră, există o reticență mare, dar nejustificată. Vrem să iluminăm strada podului și vrem să facem un studiu de fezabilitate. Strada podului este cea care coboară de pe Bulevardul Culturii către DN1, trece pe lângă acele locuri de odihnă, acele locuri de joacă, dar și pe lângă skatepark. Și atunci vom ilumina această zonă astfel încât de acolo să facem o acordare și către skatepark și plus ca cetățenii care se plimbă pe acolo să aibă lumina noaptea. De asemenea, drumul Taberei trebuie iluminat. Această stradă nu este iluminată decât până la intersecție cu... sau pe o mică lungime de la începând la intersecție cu Iliade Rădulescu, dar trebuie iluminată până la biserica de sus de la Voila și până la intersecție cu strada Voila. Pentru că e o stradă importantă pe care circulă foarte multe mașini, fiind un fel de variantă pentru cei care vor să meargă către carul întâi, nu mai merg pe Calea Doftanei, mai ales că e foarte distrusă, din păcate, în acest moment, și coboară pe drumul Taberei. La sugestia consilierilor locali, am introdus un studiu de fezabilitate pentru realizarea unei săli polivalente de sport, dar și pentru activități culturale. Am văzut în Franța așa ceva. Era o sală uriașă care putea să cuprindă 15.000 de oameni. Poate la noi nu e nevoie să cuprindă 15.000 de oameni, poate să cuprindă 5.000 de oameni. Dar poate ar trebui să fie o sală polivalentă în care să desfășoare activități sportive, culturale ale, eu știu, tinerilor sau cetățenilor din municipiul Câmpina, dar mă gândesc să încercăm să facem această finanțare cu ajutorul Asociație de Dezvoltare Intercomunitară Valea Prahovei. Adică să atragem și comunele din jur, pentru că e foarte interesant să lucrezi împreună. Exact. Adică creștem coeziunea cetățenilor și luăm de la fiecare o sumă de bani, să zicem, proporțională cu numărul de locuitori și realizăm o sală mare de sport la care să vină fiecare să aibă o manifestare atunci când dorește. Așa, de altfel, va fi și foarte bine utilizată această sală de sport și acest lucru l-am văzut la Angulem, unde orașul Angulem sau municipiul Angulem avea 15 localități în jurul ei și împreună toate construise această sală avea de sport. Avea o locație în care puteau foarte să mare. Desfășoare activități diverse. Adică acolo se putea desfășura și concerte de muzică,
ușoară, simfonică, acolo se puteau desfășura și întrece sportive. De multe ori, poate cea mai mare problemă este locul de desfășurare al acestor acțiuni și evenimente, pentru că ele se găsesc. Totul este să aibă și unde să se desfășoare. Exact. Așa că în felul acesta a reușit să mai rezolvați o altă problemă importantă. Sunt nu multe evenimente într-un an care necesită o sală foarte mare, dar sunt astfel de evenimente. Există și atunci... Și cu din siguranță păcate, dacă există locația, vor exista și evenimentele. Unde le putem organiza și ne e foarte greu să găsim locația. Iată că acum va fi locația, bine, în viitor va fi locația și de ce nu, acolo se vor întâlni poate localitățile în campionate de mini-fotbal, campionat de basket, cu alte sporturi, vor fi concerte ale tinerilor din localități, cu invitații în afară și așa mai departe. Adică sunt multe idei care se pot materializa acolo. Mobilierul pentru locuri de joacă. Vrem să realizăm modernizarea unor locuri de joacă care încă au rămas cu instalațiile vechi. Mă gândesc la locul de joacă de pe Strada Rozelor, de exemplu, sau locul de joacă aflat pe strada BPHD-ul. Nu mai zic de cel de la turnătorie, care este foarte mare și deocamdată probabil că va face obiectul unei discuții, având în vedere că turnătoria, înțelegeam eu acum o săptămână, că era în proces de vânzare chiar iminentă. Pe strada Ion Eliade de Rădulescu se întâmplă ca apele, atunci când plouă foarte tare pe dealul Mușcel, să se strângă de pe deal, coboară către această stradă și aceste ape pur și simplu sufocă canalizarea, care undeva în capătul străzii are deja diametru de un metru. Și cu toate acestea, această canalizare nu face față apelor care vin de pe tot dealul Mușcel. Este în sfârșit o scăpare a administrației de foarte mulți ani. Faptul că nu a realizat o scurgere a apelor pluviale, care până acum mergea către Eliade Rădulescu, undeva la intersecția acestei străzi cu strada Drumul Taberei, care se meargă către Cornu. Deci nu către Cornu, pe alături de drumeagul, de drumul care merge către comuna Cornu, și se va vărsa în pârâul Câmpinița, care trece pe undeva pe jos, pe la fostul poligon de tragere. Este o lucrare interesantă pe care trebuie să o reluăm. Ea s-a avut realizat acum vreo 8 ani de zile. Au fost niște opoziții politice. Politica de multe ori strică când ne gândim la acțiuni administrative și s-a oprit. Acum cineva a venit cu ideea și este o idee, este o bună, va fi o bună realizare pentru municipiul Câmpina. Vreau să spun că am utilizat ideile consilierilor locali atunci când am întocmit bugetul, pe care i-am invitat la primărie de 2 ori, le-am cerut sfatul, ne-au comunicat părerile lor și propunerile și iată că aceasta este una dintre ele. Adică bugetul s-a aprobat într-o acțiune democratică, consultând toate partidele care erau reprezentate în Consiliul Local, dar și toți cetățenii, pentru că el a fost publicat pe panourile primăriei, pe internet, pe site-ul primăriei și oricine a putut să facă observații. Dacă mergem la modernizări de străzi, modernizarea strada parcului este prinsă aici în buget cu o sumă nu mare, 70.000 de lei, pentru că este o lucrare pentru care noi sperăm să plătim doar cu o cofinanțare, adică sperăm că vom primi bani prin PNDL, Programul Național de Dezvoltare Locală. Sperăm să primim și noi bani prin acest program și atunci noi vom acorda o sumă mică de bani pentru această lucrare. O alee din strada Romaniței trebuie să o modernizăm pentru că deja era prinsă de anul trecut, ar trebui să fie lucrare în continuare, dar este o lucrare nouă, dar are toată documentația executată și o lucrare mică, și mergem către semaforizări. Sunt, așa cum spunea și în alte intersecții, sunt niște intersecții negre în Câmpina, negre în sensul că acolo se produc accidente de circulație. Atunci, la fiecare astfel de intersecție,
aflate în aceste intersecții număr de 4-5, vom pune un sistem de semaforizare cum ar fi la intersecție Bulevardul Culturii cu strada Griviței. Menționez că aici avem o sumă mare de bani, 959.000 de lei, deși semaforizarea respectivă nu va costa așa mult. Dar am inclus în această semaforizare modernizarea semaforizării aflate la intersecția Bulevardului Carol I cu Bulevardul Culturii. Trebuie schimbată placa de circuit, trebuie schimbate semaforile și pentru că sunt două intersecții apropiate, le-am băgat în aceeași lucrare. De fapt, aici sunt două semaforizări, una care se reface și una care va fi realizată. Cu celelalte planuri de investiții și cu lucrările în curs de execuție, o să revenim după o pauză publicitară să le amintim și să le menționăm telespectatorilor noștri, așa că revenim imediat.